Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Sidonia Iancu și iată-ne din nou împreună în emisiunea Săptămâna Sportivă. Invitatul meu din această seară este domnul Mihai Stochiță. Cred că nici nu mai trebuie atâtea multe prezentări, pentru că dumnealui este foarte cunoscut prin tot ceea ce a realizat de-a lungul timpului. Dar pentru a vă informa dumnealui cât se poate de bine, o să-i spun bună seara și bine ați venit la Râmnicu Vâlcea. Sărăt bună, mulțumesc frumos! Știu că ați frecventat orașul Râmnicu Vâlcea în cantonamente, în vizită. Ce părere aveți? S-a schimbat? Este un oraș mai frumos? Am mai crescut și noi ca oraș? Din ce în ce mai frumos. Din ce în ce mai frumos, da. Felicitări pentru modul în care îl gospodăriți noastră împreună cu prietenul nostru comun care m-a invitat aici, ne-a invitat, pentru că am fost mai mulți oameni din zona fotbalului la petrecerea balului primăriei, care a fost mai impresionant, superbă, elegantă, rafinată, bun simț. Domnul Mircea Gutău, prieten vechi, dar și ceilalți prieteni pe care i-am aici în Vâlcea, ar trebui așa o listă întreagă să enumăr pe toți, dar în general, cei din fotbal, foști colegi, foști jucători de-ai mei, arbitrii, știți dumneavoastră la cine mă referiți. Da, da, da. Nu trebuie să menționez eu, dar mi-a făcut o reală plăcere aseară să ne întâlnim și este, mai ales într-un cadru ca acesta, cum este oferit la Vâlcea aici, un cadru mirific al acestui oraș cum este așezat. Vă dați seama, completarea între plăcerea petrecerii care a fost la sala sporturilor și ambientul care a fost dat, hai să nu spun atât de mult de poliția Vâlcii, dar de oamenii care au fost acolo și care, într-adevăr, ne-a făcut să ne simțim așa extraordinar și felicitări încă o dată pentru ce se întâmplă aici. Aș dori să vă spun că ne bucurăm tare mult că ați fost prezent dumneavoastră, cât și colegi de-ai dumneavoastră, și aș dori să-i enumerați dumneavoastră, să-i spuneți acum. Cine a mai fost aseară la... Păi un oltean al nostru, da. Gheorghiță Giolgău, care este șeful departamentului scouting în Federația Română de Fotbal, Miodrag Belodedic, Jean Vlădoiu, trebuia să vină și Adi Mutu, dar din păcate își luase bilă la avion, și n-am mai ajuns aseară, mă rog, dar o să vin altă dată și cu el, pentru că trebuie să venim să încercăm să implementăm în inima copiilor, mai ales de aici din Vâlcea, plăcerea de a juca fotbal și să dăm exemple cu oameni pe care i-au apucat să-i vadă jucând, gen Mutu, ăștia mai tineri, și nu sunt de noi cei mai bătrâni care nu ne știu, n-au cum să ne știe, pentru că... Da, dar au auzit și știu foarte multe lucruri despre generația de aur care a fost. Fiind o emisiune de sport și îmi place să aflu de la fiecare invitat pasiunea pentru sportul pe care l-a practicat. În această seară vă avem invitat pe dumneavoastră cu pasiunea pentru fotbal. De când a început pasiunea pentru dumneavoastră de a juca fotbal? Să facem așa o povestioară a frumoasei dumneavoastră perioadă în fotbalul românesc și după. Păi, tatăl meu a fost antrenor de fotbal și a fost și el fotbalist. Nu mare, la nivelul diviziei B și antrenor de fotbal tot la divizia B. Și el de mic mi-a inoculat această pasiune. De fapt, cred că nici nu trebuia, pentru că pe vremea aia toți băieții vreau să joace fotbal. Și organizat așa, am început la 9 ani jumate la Dinamo București, am jucat până la 18 ani jumate când am plecat la Jiu Petroșani. În sfârșit, și pe urmă, tot periplul care a fost ca fotbalist până m-am lăsat. Stați, să nu trecem atât de repede și aș dori să vă întreb cum a fost primul impact al lui Mihai Stoichiță intrând pe terenul de fotbal. Pentru că spuneați că la Râmnicu Vâlcea ați venit să le și insuflați această pasiune tuturor copiilor care practică sau vor să practice fotbalul, să știe și cam ce simt, ce ar trebui să simtă un tânăr viitor fotbalist.
El va simți fără să-i spun eu ce trebuie să simtă. Da, ce a simțit dumneavoastră. Eu, la fel ca ei, emoția începutului, da, dorința de a te juca, pentru că, practic, da, era o vârstă la care plăcerea de a te juca, descoperai un nou joc. Nu jucai, știu eu, Monopoly sau altceva, jucai fotbal. Da. Este foarte frumos să fie așa și văd că este foarte multă pasiune la Vâlcea în zona asta. Observăm de la federație de acolo foarte mulți jucători pasibili de selecționare la lotul național, copii și juniori, ceea ce înseamnă că oamenii de aici știu să le insufle pasiunea pentru fotbal. E foarte important ca antrenorii de copii și juniori de aici din Vâlcea, pentru că m-am întâlnit și cu ei și este o mare plăcere să stau de vorbă cu ei și o să mai vin în următoarea perioadă, după sărbători, pentru că vrem să dezvoltăm și niște proiecte comune ale federației cu cei de aici. Antrenorii cei de aici au o mare pondere în dezvoltarea plăcerii copilului de a veni la teren efectiv cu dorința de a se juca, de a face din această joacă într-un viitor, știu eu, mai puțin sau mai mult depărtat, o meserie. Dar începuturile sunt întotdeauna dominate de pasiune și eu cred că asta este ceea ce trebuie inoculat copiilor și plăcere. Să aibă dorința aceea arzătoare de a veni și de a nu fi împins de la spate. Hai să mai mergem la antrenament și el să zică nu, prefer să mai stau, să mă joc sau să dor. Da. Dumneavoastră spuneți că pasiunea și pentru dumneavoastră a fost aceea când vă doreați și nu vă împingea nimeni de la spate. Nu vreau acum, nu vreau să supăr profesorii de la școli, de la licee. Nu trebuie să-i supărați, că există o realitate, domnule Mihai Stoichiță. Eu știu ce vreți să spuneți. În timpurile dumneavoastră erau mai înțelegători, mai îngăduitori profesorii și puteați să practicați frumos și un sport, indiferent că era fotbal, handbal, judo, karate și așa mai departe, dar puteați să mergeți și la școală unde puteați să învățați în limita timpului și necesarul care v-a folosit mai târziu pentru o experiență de om, mai ales că ați avut șansa de a ajunge un fotbalist cunoscut, un fotbalist care a cunoscut gloria, pot să spun un campion. Și de aceea e cel mai bine, așa am considerat eu pe parcursul vieții, mi-am dat seama, stând de vorbă cu foarte mulți antrenori, profesori, oameni care, unii dintre ei, așa cum sunteți dumneavoastră, au putut să realizeze ceea ce și-au dorit, iar alții mai puțin, din diferite, eu știu cum să zic, lucruri, orică nu și-au mai dorit, orică viața sa lor a luat-o pe un alt făgaș, le-a plăcut să facă altceva mai mult și este cel mai frumos când omul își atinge scopul. Dumneavoastră puteți să-mi spuneți că v-ați atins exact ce v-ați propus? Absolut, pentru că meseria mea de bază este aceea de inginer electromecanic. Am încercat să practic timp vreo un an de zile așa, când m-am despărțit de fotbal și mi-am dat seama că viața mea nu prea are rost. Și m-am întors acolo unde efectiv, ce am făcut, am făcut cu plăcere și am făcut exact ceea ce cred eu că mi s-a potrivit. Haideți să nu trecem atât de repede și aș vrea să începem așa cu pași mărunți, începuturile. Tot vorbeam noi, deci ați mers de la 9 ani către fotbal. A fost un parcurs frumos. A simțit nevoia câteodată să spuneți că am obosit, că vreau altceva? Nu. Am neglijat puțin fotbalul, deși îl iubeam foarte mult atunci când m-am îndrăgostit prima oară, știi, în liceu, și atunci am neglijat așa timp de câteva luni de zile, care, formal, ați recuperat? Am recuperat după aia. Dar s-a meritat, domnule Mihai Stoichiță, acea îndrăgosteală? Da, bineînțeles, a fost un succes și... N-a fost un succes. Dar acum când fac bilanțul, a meritat, să știți. A meritat, da. Face parte din experiența vieții mele. Cum să nu? Da, dar totuși, fotbalul a fost întotdeauna prima pasiune și
primul lucru care mă preocupa și atunci când, știu eu, eram în clasă și ascultam prelegerile profesorilor și aia tot îmi scăpau gândurile, oare când ajung acolo câte goluri la antrenament, când mă întâlnesc cu colegii mei, când o să am plăcerea jocului împreună cu ei în cursul acelei zile. Nu poți să negi lucrurile astea, pentru că de multe ori îți fug gândurile, chiar dacă ești într-o activitate care trebuie să te capteze, către ceea ce de fapt te preocupă cel mai mult. Haideți să spunem primul succes pe care l-ați avut și cum l-ați simțit. Primul succes a fost câștigarea unui campionat. Nu prea mai am aminte cum se numea ăla, dar aveam aveam vreo 14 ani sau 15 ani și am câștigat primul campionat inter în București. Bine, atunci era mult mai dezvoltată baza materială și mult mai mare numărul de echipe participante și în București ne băteam tot timpul, Steaua, Dinamo, Progresul, Rapidul. Echipe mari. Sport, da, așa era. Erau, copii mulți? Exact. Și le-am câștigat în finală cu Steaua. Doamne, ce meciuri erau, pentru că adversarii noștri erau viitorii mari fotbaliști ai Stelei. Marcel Ducanu, care a fost de două ori cel mai bun fotbalist al României. Filea Ileni, Ion, Șumulanschi, Năstase, a fost și tot grămadă. Și la noi, la Dinamo, acolo era Augustin, Custov, Dumnezeu să-l odihnească, eu, mă rog, mai mulți copii care am ajuns să jucăm în divizia, mulți la echipele naționale, unii cei mai buni fotbaliști români, 2 ani la rând, mi-aduc aminte de Marcel, vă dați seama că era o competiție și o concurență extraordinară. Și ăla a fost primul succes major al vieții mele, câștigarea acelui campionat. Vă dați seama ce a însemnat pentru noi. Știu, recompensa a fost o vacanță de 2 săptămâni la mare, organizată de clubul Dinamo. Era ce mult, vremuri. Da, era mult pentru vremea aceea. Foarte mult, pentru că atunci un an de zile părinții economiseau ca să le ducă, știu, într-o vacanță undeva în România, să spun așa. Și pentru noi era ceva extraordinar. Încet, încet, crescând într-un mediu, te obișnuiești cu succesele și, deși uneori am mai pierdut final, de exemplu, am pierdut cu Universitatea Cluj în ultimul an de juniorat finala națională pe fostul 23 august, actuala arena națională, ne-au bătut cu 2-1 la București, a fost o tragedie pentru noi, dar asta nu a semnat un capăt de drum. Până a urmat o altă etapă în viață, știi? Facultatea, descoperirea noi orizonturi. Pentru că tot ați vorbit despre facultate, aș dori să le spunem telespectatorilor noștri că, știți, de multe ori se și spune că e fotbalist, asta înseamnă că drumul lui a fost doar către fotbal, știți? Ar trebui să le spunem că fotbaliștii fac și facultăți și au o meserie în afară de meseria de fotbalist. Știți că se mai spune, știți și dumneavoastră cum mai sunt suporteri, unii dintre ei care întotdeauna găsesc ceva de comentat și să vorbească urât despre oamenii care muncesc, doresc, își dau sufletul pe teren, iar cei care nu au dat în viața lor cu piciorul în minge sau nu s-au urcat pe o bară, comentează atât de mult. Cum ați putut? Aici vreau să fac o paranteză și să vă întreb, cum ați putut să depășiți? Știți, atunci când spuneți dumneavoastră că ați avut succes, inima a fost plină, v-ați și familia în același timp fericită, dar cum v-ați simțit, cum a fost sufletul dumneavoastră în momentul când au mai fost și înfrângeri, pentru că așa este sportul și nu numai. Viața este făcută să urci, dar câteodată mai și cobor, dar e bine să nu cobori așa, brusc. Asta este o chestie de echilibru, pentru că trebuie să te obișnuiești să gândești în viață, că nu tot timpul. Poate și experiența anilor de juniorat a fost bună, pentru că împletirea asta de succese cu insuccese duce poate la formarea unui caracter echilibrat. Nu știu cât de puternic, dar echilibrat trebuie să fii. Și atunci suport mult mai ușor momentele de cădere. Pomeneați de ele mai devreme și E foarte important să nu îți drunci în postamentul pe care ți-l clădești zi de zi. Știu eu, un moment de nereușită face parte din ciclicitatea vieții și trebuie să te obișnuiești cu acest gând. Nu poți tot timpul să fii pe val.
Așa este. Mai ca și sub el, mai ca și cei mai mari surferi când îi vezi pe la televizor că se duc și atacă, știu eu, vreun vale enorm, ca și da. Sub apă, știi? Da. Dar în general, trebuie să te obișnuiești cu ideea că viața este făcută din urcușuri și coborâsuri. Trebuie foarte multă educație pentru asta, trebuie sprijin din partea familiei, să știți că știu că aveți băiatul care a făcut fotbal, nu știu ce va face în continuare, ajunge sau nu ajunge, dacă se mai apucă sau nu se mai apucă. Nu se mai apucă, vă spun nu eu. Se mai apucă, da. Dar nu. E bine că vorbesc despre o împletire între școală și da. Fotbal. Este foarte important să nu te rezumi doar la acest da. Univers. Este foarte important să-ți deschizi mintea foarte mult către lume, să fii un om care să fii dornic de informație, dornic de cunoștințe, pentru că atunci, într-adevăr, poți să-ți domini și lumea în care trăiești. Deci lumea fotbalistică nu se poate desprinde de societate. În lumea fotbalistică ai un atom mult mai mare atunci când ești inteligent și educat decât când ești foarte talentat. Eu am spus-o acum vreo 15 ani de zile că viitorul fotbalului aparține oamenilor inteligenți, fotbaliștilor inteligenți. Da. Și se vede, pentru că evoluția societății duce către o organizare extraordinară a oricărei activități. La fel și fotbalul. În momentul în care îl înțelegi bine, în momentul în care îl interpretezi foarte bine din punctul de vedere al înțelegerii, capacității tale de înțelegere, atunci poți să suplinești, știu eu, anumite lipsuri din zona talentului, să-i spun da, așa. Da, da. Pentru că faptul că te poți dezvolta tehnic și fără să fii foarte, foarte talentat, dar faptul că poți să dezvolți inteligența este mult mai important. Pentru că fără gândire nu poți să dai cu piciorul, poți să dai cu piciorul minge, dar nu acolo unde așa trebuie este. Dacă nu ai o gândire este. Foarte nu, bună. Nu, dar ușurez adică... în gândire absolut orice exact. Acțiune. Orice inițiativă este ușurată de gândire. Dar știți ce aș vrea să vă mai întreb? De-a lungul anilor, antrenorii dumneavoastră pe care ați avut v-au format în așa fel încât au fost și părinți, și psihologi, și antrenori, pentru că știți de obicei, știți și dumneavoastră, mulți dintre ei merg doar pe teren și aplică acea, mai ales la juniori, se consideră că ei sunt zmeii și mai puțin să le ofere acestor copii care sunt în formare, că de-aia se spun juniori, ei sunt în formare și ei ar trebui să aibă, chiar dacă nu au posibilitatea de un psiholog, de un nutriționist, de un sprijin, pentru că așa cum spuneați dumneavoastră, este foarte greu să practici un sport, pentru că mergi și la școală și trebuie să înveți, trebuie să mergi și la antrenament și acolo, în afară de munca fizică, este și o muncă psihică și de multe ori ați văzut din presiunea aceea sau mai ai pe lângă tine în tribună oameni care, nu vreau să mă mai repet, care nu susțin echipa, ei vin doar pentru a face scamatorie, cam un circ acolo. Acești oameni care nu ar trebui deci să fie... psihic trebuie să fii foarte bine pregătit. Exact. Cum poți să depășești aceste etape dacă nu ai lângă tine un om care să te îndrume cel mai bine? Ați avut parte? Mai întâi vreau să vă întreb dacă ați avut parte de antrenori care să vă formeze așa cum ar trebui, părintește. Exact. Am avut antrenori foarte buni în perioada junioratului și al perioadei copii și da. Junior, pentru că practic am avut și perioada început da. Care nu poți să te numești junior. Eram un copil care eram coordonat eu, în mod inconștient, ei, în mod conștient, coordonându-mă către această meserie cu har. Probabil că la vremea respectivă științificarea fenomenului care are loc la ora actuală, faptul că încercăm să educăm antrenorii de copii și juniori, să-i specializăm, să aibă o paletă largă a tuturor sectoarelor pe care trebuie să le știe foarte, psihologie, pedagogie, toate celelalte, lăsați tehnică, mă rog, și tot ce mai intervine în fotbal. Dar pe vremea aceea probabil că erau chestii de simț, de miros, de aveau aia, pentru că, calitatea aceea absolut. De... Ei, acum au avantajul să facă la școala de antrenor acest lucru și să-l pună în aplicare. Fiecare, bineînțeles, trecând ceea ce receptează prin filtrul lor și dând mai departe ceea ce trebuie.
Aici intervine și talentul lor. Da. E foarte important să știi să-ți apropii copilul, să-l ții tot timpul exact așa cum trebuie, nici foarte apropiat să faci, știu eu cine știe ce diferențe, unii pe unii să iubești, pe unii să ții la distanță, pentru copiii simt imediat. Și să fii atât de echilibrat încât fiecare să fie la fel de interesat de persoana ta ca antrenor, fără să aibă, știu eu, impresia că tu îl dezavantajezi în anumite momente. E foarte important. Asta e lucru extraordinar. Comunicarea aceea și să-i explici, uite, astăzi nu poți să intri, am observat o evoluție mai slabă pe parcursul săptămânii. Poate se datorează faptului că ai avut mai mult de învățat sau poate în familie mai există o problemă sau ceva. Dar tu, ca antrenor, trebuie să simți și să comunici foarte bine. Și atunci copiii nici nu se pierd și merg spre o performanță. Acum ai dori să vă mai întreb de următoarele performanțe ale dumneavoastră. Au fost multe și frumoase. Au mai fost ca fotbalist, știu eu, Cupa României cu Jiu, medalie de bronz la Campionatul Mondial Universal din 1979 din Mexic, unde, mă rog, mai a fost o chestie extraordinară. În sfârșit, participarea la diferite meciuri, cupe europene, la Lotul Național de Tineret, astea au trecut, dar să ne apropiem puțin de realitatea actuală. Asta vreau să zic, da. Ducem discuția către zona antrenoratului. Am avut șansa ca în momentul în care m-am lăsat, așa... Ce simte un fotbalist care și-a atins toate țintele, să spun așa, și se apropie acea perioadă mai neplăcută, să spun, când trebuie să lași ceea ce ai făcut zi de zi și să te apuci către o meserie care ai simțit-o doar prin prisma antrenorului și să preluați, cum se spune, frâiele și să dacă faceți... Dacă ai șansa. Dacă ai șansa, că dacă într-adevăr... Ai loc, dacă nu toți putem ajunge antrenori. Haide să ne explicați ce simți. Mor prima oară, ca... Așa am simțit atunci când m-am lăsat la fotbal. Cea mai mare tristețe din viața unui om care... să desparte de meseria care i-a plăcut. Probabil că astfel simți când te pensionezi, nu știu. Eu văd pe unii că și doamne, abia aștept pensia. Eu nu cred că e o mare bucurie pensia. Nu conștientizează. Știți, probabil că la un moment asta. Dat, cred că mai simți să te eliberezi așa de toate, dar de fapt tu fiind conectat zi de zi, așa cum spuneți, cum erați cu fotbalul și dintr-o dată să te trezești că... Oare bine să te eliberezi de viață? Mă scuzați. Nu... Câteva momente, mă referam la câteva momente și gândirea aceea se duce să mai stau câtva timp și de fapt când te trezești că libertatea e mult mai mare și nu sunt doar câteva zile, atunci chiar simți, cum a spus dumneavoastră, că ați murit. Asta am simțit, am murit prima oară, știi? Asta a fost atunci, dar am avut șansa la antrenorul meu de la... Nu jucam la progres. La ce vârstă ați oprit din fotbal? La 35 de ani. O vârstă care putem să spunem că... Nu mă opream dacă nu aveam un accident. Da. Am avut un accident și a trebuit să mă opresc. Și atunci am avut norocul, ăsta pot să spun, regretat antrenor mare, antrenor român, zic eu, Paul Popescu, antrenor de divizia A, divizia B, o carieră extraordinară, știi? Mai puțin cunoscut, dar un antrenor extraordinar, mi-a propus să-i fiu antrenor secund. M-a readus la viață. Am fost secund 2 ani de zile la dumnealui, la Progresul, la Mecanică Fină Steaua. Urma a urmat anul în care am încercat să mă apuc, venise Revoluția, vremurile erau tulburi, lumea încă nu știa încotro, n-am fost atât de abil încât să mă orientez către afaceri, să ajung un mare om de afaceri. Am știut să fac numai fotbal și am încercat să fac și inginerie, n-a reușit, m-am întors la fotbal. Și atunci am început să antrenez în divizia B, am luat-o de jos, divizia B, și încet, încet mi-am clădit eșafodajul pe care aveam să-l consolidez prin trecerea timpului, știi, cu meseria pe care am practicat. Am ajuns... am fost la Dinam, am fost la Steaua, după aia la echipa naționale,
în România și la, știu eu, am mai întors așa ocazional de 6 luni de zile, știu, la Galați. Iară la Steaua un an, mă rog, la Steaua de vreo 3 ori m-am tot fost, m-am dus și m-am întors. Dar în rest, în general, în lume, am călătorit foarte mult, nu-mi pare rău, am acumulat o experiență de viață, nu numai fotbalistică, extraordinară, în diferite zone ale lumii. Eu am întrebat pe 3 continente, Asia, Europa, America Latină. Am jucat pe toate 5, ca să vă zic, și în Australia, activând în Asia, joc și cu echipe naționale din zone extrem de îndepărtate și așa, pentru noi părând exotice, dar nu mai sunt. Da. Înțelegeți? Și am avut și succese și insuccese, ca peste tot în viață, dar vreau să vă spun ceva. Am avut marea bucurie de a fi rechemat la câte o echipă de mai multe ori. Asta înseamnă că colaborarea dumneavoastră... Asta înseamnă că ești apreciat. Da. Nu poți să spui, nu poate să aducă înapoi doar pentru că, știu eu, ai ochii albaștri. Nu e cazul la mine, pentru că nu i-am. Dar asta a fost e o mare mândrie pentru mine. Au fost N echipe care m-au rechemat și le-am antrenat de mai multe ori. Și în Europa, și în Asia. Da. Aș vrea să ne întoarcem puțin și să-mi spune ce simte un fotbalist atunci când îi se cântă imnul. Și nu o dată, de 2 ori și de N ori. Ei mi-au cântat 4 imnuri. Eu am fost antrenor la 4 echipe naționale. Puțină lume știe. În Panama, cu Veit, în Armenia și la echipa națională B a României. Deci mie mi-au cântat imnurile în 4 zone diferite. Bineînțeles că cel mai drag e cel pe care îl reprezintă și identitatea pe care o port pe piept acum. Dar e o senzație extraordinară. Este, în primul rând, mobilizator pentru cel care are onoarea să fie ales dintr-o țară să reprezinte țara respectivă într-o competiție de importanță internațională. Este, știu eu, pentru cei care înțeleg fenomenul și cei care au educație, este nu numai mândrie, este responsabilitate, să știți. Așa este, că văzând din afară lucrurile, spune, uite-l și pe Mihai Stoichiță, a jucat, e antrenor, acum e la federație, dar nu conștientizează câtă grijă, câtă pasiune ar trebui să pună, câtă responsabilitate este pe umerii dumneavoastră pentru a face lucrurile să funcționeze într-un mod plăcut. Și pentru că tot am ajuns la acest punct, aș dori să vă întreb, cum ați fost din punctul dumneavoastră de vedere și cum ați simțit când ați devenit antrenor? Și apoi, încet, încet, să ajungem la momentul de față și să le spunem telespectatorilor noștri că în această perioadă sunteți la Federația Română de Fotbal și rolul dumneavoastră de acolo. Dar haideți să începem cu cum ați perceput, ați aplicat... ca antrenor, ceea ce aș fi dorit să vi se aplice când erați fotbalist, jucător? Ați vrut să fiți mai dur decât... Nu, n-am ajuns la perfecțiune și nimeni nu o să ajungă la perfecțiune. Niciodată. Nu poate să fie o perfecțiune, dar poate să întindem către perfecțiune. Cel mai important lucru care eu cred că l-am făcut în viața mea de antrenor a fost acela de a adapta absolut tot ce am receptat de-a lungul vremii. Absolut tot ce am învățat de la foștii antrenori. Să iei cei mai buni, să treci prin filtru, să-l aduci, știu eu, către jucători, să fie cât mai ușor lizibil, să-i spunem, din punct de vedere fotbalistic. Da. Așa? Dar cel mai important lucru este să fii un om imparțial, un om corect în alegeri și îți trebuie și inspirație. În restul, cine dă Dumnezeu, dacă ai har sau nu pentru meseria asta. Acum, fiecare vrea, dar fiecare și are loc în societate și fiecare ajunge acolo unde trebuie, cât de mult își dorește. Pentru că tot vorbeați despre inspirație. Ați avut un model... Mihai Stoichiță a avut un model, pentru că în ziua de astăzi
Majoritatea jucătorilor au un idol. Tu, sportivii, când stai de vorbă cu el, vreau să devin cu tare, vreau să devin cu tare, indiferent de sport. Ca fotbalist, dacă am avut un Da, model. dacă ați avut un model Absolut. După care v-ați ghida și Absolut. V-ați dorit să fiți ca el. Ia Absolut, să-mi dar sunt trecătoare, pentru că, Păi, cred. Pentru că moda se schimbă. Și ați vrut să și devin... fotbalul la fel. Dacă fac o paralelă între da, da, modă da. Și fotbal, se schimbă Așa tot este. Timpul. Se înnoiește, devine din ce în ce mai modern. Modelele se schimbă. Dar întotdeauna îți rămân cu mare plăcere periodicizând ceea ce ai trăit, îți rămân foarte clar în minte. La vremea respectivă mi-a plăcut Mario Alberto Kempes, din mare echipă da. A Argentinei 78. Pe urmă mi-a plăcut Maradona. Înainte mi-a plăcut Cruyff sau știu eu, Pele, care au mai fost. Și următorii, Hagi de la noi, Dobrin, pe care da. Am avut șansa cu unii dintre ei să și joc, ceilalți să fiu adversar, Dumitrache, Dumnezeu, o grămadă de jucători care sunt modele, dacă vezi, și de la fiecare ei, chintesența da. A ceea ce e mai bun în el. Și atunci, idealul ar fi să le comprimăm pe toate, așa să facem un fotbalist perfect, dar e foarte greu. Dar în orice caz, e bine că am avut modele, bineînțeles, și din lumea exterioară, dar e bine că noi am avut modele și din interiorul fotbalului românesc, pentru că am avut jucători extraordinari. Sper că în continuare politica pe care o dezvoltăm acum, nu numai la federație, în țară în general, țară, da. Este un entuziasm în jurul fenomenului, văd. Emulația asta încercăm să o amplificăm și noi, cei de la federație, prin dezvoltarea unor legături mult mai puternice cu teritoriul dumneavoastră și da. Toată țara, de fapt, este câmpul de lucru pentru a revitaliza și a redeveni ceea ce am fost, pentru că tânjim cu toții. Copiii noștri pot să fie foarte, foarte buni, zic eu. Acum, pentru că ați început cu activitatea la federație și m-ați provocat. Eu, da, da, vreau neapărat să discutăm sunt și să le spuneți. Proaspăt. Da, dar să le spunem telespectatorilor noștri rolul dumneavoastră acolo, funcția pe care o dețineți. Păi am avut două perioade. Am ajuns la 1 februarie anul ăsta. Am avut două perioade în care am răspuns până la momentul despărțirii de Christoph Daum, doar responsabilitatea loturilor naționale de juniori, școlii de antrenori, a departamentului scout, tot ce ține de tehnică, pentru că sunt directorul tehnic, dar și președintele comisiei tehnice care ia hotărârile și face propunerile către conducerea administrativă. Iar de câteva luni de zile mă ocup și direct responsabil de activitatea lotului național și al lotului Under 21. Sunt mândru de ce s-a întâmplat anul ăsta, cu excepția eșecului echipei naționale, pe care mi-l asum, chiar dacă nu a făcut parte din întreaga perioada mea de activitate, dar în același timp trebuie să-mi asum și reușitele celorlalte echipe naționale. Este primul an, și vă rog să rețineți, da. Din istoria fotbalului românesc, în care avem 6 competiții oficiale, primăvară-toamnă, în care ne-am câștigat dreptul să fim prezenți. În primăvară, echipa de sub 17, sub 19 s-au calificat la turneele de elită. Unul va avea loc în România, celălalt în Ungaria, în luna martie. Iar în toamnă, șansele de calificare după 20 de ani al echipei naționale de sub 21, da? Al lui Isăilă, da. Iar celelalte două, sub 16 și sub 18, încep activitatea oficială. Echipa mare am lăsat-o ultima, deși este prima prioritate, dar ea începe în toamnă și ea activitatea. Să sperăm că priceperea lui Contra și, știu eu, dorința lui de afirmare, dorința jucătorilor pe care cred că îi mobilizează bine, să ducă la o calificare pe care o așteaptă în țară întreagă de ceva timp, asta e adevărul, și să ne dea bucurie, pentru că până la urmă asta vrem. Anul care a trecut a fost bun pentru echipele de juniori, da. Sper să fie o împletire de rezultate și cu echipa mare anul ăsta. Anul care vine, în schimb, nu este o relaxare, le-am și spus, eu cam pun presiune nițel pe ei așa, este o presiune pozitivă, nu se poate altfel, nu se poate relaxare în muncă, știți și dumneavoastră, da, pentru da, că
și la dumneavoastră sunt aceleași dacă probleme. Dacă nu evoluezi, rămâi absolut, pe loc. Absolut. Și asta înseamnă performanță. Absolut. Și este un cuvânt greșit când se spune presiune, când vrei performanță, nu, știți? Nu, este dar sub presiune. Eu am trăit numai în presiune, doamnă. Toată viața mea am fost sub presiune, pentru că toți președinții de club mi-au cerut performanță sau președinții de federații. Pentru că tot ați vorbit de presiunea, da, și de președinți, cu siguranță sunt telespectatori care îi simt, care vrea să-mi spună cum s-a înțeles Gigi Becali cu Mihai Stoichiță. Ah, perfect. Perfect, da? Perfect, niciodată nu am niciun fel de contre. Este un om care dacă ai răbdare și explici totul logic, este totul ok. Nu, niciodată n-am avut probleme cu Gigi. Gigi este un băiat care are un suflet mare. Da, fapt, să știți că așa este. De fapt, ce a făcut în fotbal, a antipatizat o mare parte din lume, dar este o modă în România, cei care reușesc în viață să fie antipatizați, e treaba lor, și simpatizat de alții. Este un om care, vrem, nu vrem, a menținut steaua pe linia plutire. Asta este adevăr. Pentru mine restul e polemică de cafenea. Nu mă interesează și nu intru în ea, dar eu constat. Sunt un om care constat. Și cu siguranță sunt foarte multe întrebări legate de cum vedeți dumneavoastră sportul în general. Sportul, nu neapărat fotbalul, ramura aceasta sportivă. Cum vedeți în această perioadă din viața dumneavoastră și real acum, față de ce ați trăit, că ați apucat timpurile, știm foarte bine, și acelea, și eu le-am apucat pe acelea care erau mai puțin adică erau mai neplăcute, trebuie să recunoaștem, într-o epocă în care doar trebuia să facem ceea ce ni se spune. Cu toate că a fost și o viață făceam frumoasă. Mie îmi plăcea un singur lucru, că ne scutea pe toți să facem mișcare și asta eu încurajez pe telespectatorii mei mereu. Haide să facem mișcare, să fim sănătoși. Eu cred că epoca respectivă despre care vorbim nu poate fi acuzată de faptul că nu a dezvoltat și nu a încercat să generalizeze fenomenul sportiv către absolut toată populația României. De asta nu putem să-i acuzăm. Da. Sportul a avut niște rezultate extraordinare, s-a dus în toate zonele României, de-aia am avut Ația Campion, că nu semnați numai în București, nu. Semnați peste tot în România, așa? Dar acum, da, dar acum, aici vreau să ajung. Datorită societății în care trăim, știți care au fost primele mele vorbe când m-am dus la Federația Română de Fotbal în februarie? Mi-am chemat toți colaboratorii din tehnic și le-am zis, bă, băieți, uitați care-i treaba, trăiesc cu senzația că voi ați mutat sportul de pe teren în birouri. Eu cred că trebuie să lăsăm calculatorul și să mergem înapoi pe teren, să încercăm să facem exact ceea ce trebuie să facem și ceea ce e legat într-adevăr de sport. Nu să facem din sport o filozofie. Filozofia are corifeii ei, cei care ne dau linii, directoare, mă rog, în viață, și noi suntem simpli executanți. Noi suntem niște oameni care trebuie să executăm și să învățăm pe alții să execute. Să gândească ceea ce fac, mă rog, tot ceea ce implică. Deci asta ar trebui făcut în ziua de azi. Eu cred că ne-am îndepărtat puțin de obiectul muncii, care este terenul de fotbal, sala de sport, mă rog, terenul de tenis, bazinul de not, patinoarul sau știu eu ce altceva, pârtia de schi. Și ne ducem prea mult să filozofăm în jurul ei, pentru că eu cred că facem loc la mulți care nu prea să pricep asta este la aici fenomen și ei disimulează nepriceperea prin această extraordinară filozofie a fenomenului pe care din care fac parte. Credeți în sloganul omul potrivit la locul potrivit? Bineînțeles. Nu se poate. Eu cred că asta am făcut. Am pus puțin cei care se pricep, știu eu, la teorie, la teorie, cei care sunt practicieni la practică și atât. Nu e nicio filozofie, doamnă. Nu e nicio filozofie. Este o chestie de management, este o chestie de cunoaștere de la rădăcina lucrului pe care îl faci. Nu superficial și numai la elită, numai la suprafață. Trebuie cunoscute rădăcinile. Sunt mulți care vorbesc foarte frumos. Aș putea să... Sunt fascinat de cei care știu să exprime, sunt fascinat de cei care emit teorii și aia.
Problema este că teoria trebuie să ajungă până la practică, până la urmă. Sunt mult mai fascinat de un om care știe într-adevăr să facă un lucru de artă și să lucreze direct cu el, știu eu, să scoată un vas de lut, de sticlă, din ceva. Sunt mult mai fascinat de un om care face un obiect de mare finețe la un strung care îți duce mașina să nu se strice 10 ani de zile. Sunt mult mai fascinat de sportivuri care știe să ducă la capăt o competiție, să o câștigi. Asta este pentru mine esența sportului și a vieții în general. Da. Frumoasă perioadă ați avut în care ați învățat foarte multe lucruri și de aceea e foarte bine când acei oameni care conduc federația conștientizează că oamenii de lângă ei ar trebui să fie oameni din fenomen, care au trecut prin aceste etape și știu destul de bine, așa cum spuneți dumneavoastră, meseria este brățară de aur. Că degeaba vorbim mult, dar facem foarte puțin. Ajungem într-o zonă pe care nu vreau să o menționez, unde se vorbește foarte mult și nu se face nimic, nu se simte nimic. Așa este. Dar haideți să ne mai aducem aminte puțin și de timpurile frumoase și să-mi spuneți dacă din toți colegii dumneavoastră pe care ați avut și au fost foarte mult, păstrați legătura. Cum vă sunt? Întâlniți? Păi ați văzut și aici câți m-am întâlnit cu elevi, cu colegi de echipă de aici din Vâlcea, acum. Cu mare plăcere, cum să nu, tot timpul noi ținem legătura prin telefon, ne ajutăm, le cer informații din zona, din zona fotbalului, că ce se întâmplă, eu știu ce se întâmplă la noastră în oraș tot timpul, la o dată la două zile vorbesc cu, hai să dau un exemplu, cu Fane Nanu, care îmi spune, uite mă, a mai apărut un fotbalist, e ăla, e ăla, eu imediat transmit informația și nu numai eu. Mai departe, celor care sunt răspunzători de treaba asta, bă, aveți grijă că este unul la Vâlcea, îl cheamă așa, sau este unul la Simeria, sau este unul la Iași, sau în altă parte. Urmăriți-l, vedeți, monitorizați-l, vedem ce putem face cu el. Pentru că, știți care e problema? Formatorii de fotbaliști sunt la dumneavoastră aici și peste tot în România. Noi nu suntem, nu mai suntem formatori de fotbaliști, noi beneficiem de munca dumneavoastră, noi trebuie să vă ajutăm munca noastră să fie din ce în ce mai bună, să vă dăm informații. Răsplătită. Exact. Da. Și noi când îi aducem la echipele naționale, când luăm de la Vâlcea 1, de la Iași 1, de știu eu peste tot, da? Eu le-am explicat antrenorilor mei de la echipele naționale, bă, voi sunteți niște asamblatori, beneficiarii a câtorva zile de bucurie cu cei mai buni oameni din țară. Ei, în astea câteva zile de bucurie, voi trebuie să știți să faceți un ceas elvețian cu piesele pe care le primiți. Da. Nu știi să-l faceți, alții la rând. Da, n-aș vrea să vă adresez, să uit și să vă adresez o întrebare ca să pot să spun că acest interviu a fost un interviu de poveste cu Mihai Stoichiță și să-l întreb pe Mihai Stoichiță ce își amintește Hazliu din toată viața asta frumoasă fotbalistică. Știu că sunt foarte multe, dar haideți să-i mai bucurăm și pe telespectatori și să știe cam ce mai făcea și Mihai Stoichiță în unele perioade, așa. Am aflat că v-ați și îndrăgostit și ați mai lăsat fotbalul deoparte, dar l-ați reluat. Bine și că l-ați de nevastă mea emisiunea de la Vâlcea. Nu se știe, se pute în toată țara și în afară. Niciodată. Și mie puteți să-mi spuneți orice, că nu se aude nimic. Bineînțeles. Glumeam. Hazlie? N-ați fost aici când le-am povestit. Am fost și eu, dar trebuie să ziceți să mai... Eu am fost... Să știți și telespectatorii. Eu am simțit umorul. Dar mai important, am autoironie, ceea ce e mult mai important decât simțul umorul. Da. Accept să... orice fel de... de glumă care se face pe seama, care are bun simț și care este de bună calitate și aia mă bucură că există, mă bucură că sunt subiectul acelei glume. Da. Dar și eu am generat foarte multe glume pe seama altora, știi? Și unul dintre colegii mei de echipă de aici din Vâlcea este martor la ce s-a întâmplat toate. Eram fotbaliști împreună la Progresul București. S-a stricat autocarul, eram la predeal. Eram eu cu el și cu încă vreo trei foști fotbaliști al lui Progresul și intrăm să bem o bere într-un restaurant, că aveam tren, că nu mai aveam autocar. Da, da. Și mai aveam vreo oră până atunci, am să bem o bere. Era sfârșit de cantonament, în sfârșit. Și când se intră în restaurant, am zis, stați pe loc,
dacă scoate unul un cuvânt, nu mai are ce vorbi cu mine. Bine, am intrat, am început eu să fac semne alfabeților, da, muților, da, da. Știi, au da, da. Bere, aia pe un restaurant, pe plin restaurant, o bodegă. Proveneau Ceaușescu, era treaba da, da. Lumea acolo, ia uite, bă, ce băieți tineri, săraci, sportivi, da, sportiv, era la 20 ceva de ani și noi, da, dați bine. Și zice, uite, săraci, surdomuți, ori fi de la Naționala, surdomuților, am băut noi bere, am spus, adică nu am scos niciun cuvânt, am plătit. Când am ajuns la ușă să ieșim, eu m-am întors și le-am zis, stați pe loc, așa, i-am pregătit, știi că nu-i da. Surdomuții vă salută. S-a făcut liniște în restaurant și nu e nici tapar, zic, iau la fugă că poate ne alergă ăștia să ne bată pe acolo până la tren. Da. Multe chestii de-astea, dar nu numai astea, sunt o grămadă făcute. Dar vă spun una așa, să-mi aduc aminte acum, da. că ține legătura cu Vâlcea, cu un colegul meu, Nicolae, Marin Nicolae, da, care a fost de față la treaba asta. Surdomuții vă salută. S-a făcut liniște în restaurant. Da, da, da. Și pentru că... O întrebare a reporterilor întotdeauna spun și a realizatorilor de emisiuni, ce își propune și ce și-a propus Mihai Stoichiță pentru viitor? Ce-mi cum propun? Sună? Sau cum sună viitorul dumneavoastră? Să mă bucur de el. Să vă bucurați, Doamne, consider că nu am încă doar trecut și că încă mai am viitor, chiar dacă nu mai sunt tânăr, dar sunt un om optimist. Și vreau să mă bucur și de viitor, să știți, și să fiu activ, e foarte important. Asta înseamnă sănătate, ceea ce vă doresc și dumneavoastră acum de sărbători și nu numai fericire, pentru că se împlătesc una cu alta. Și celor care sunt aici în Vâlcea și vă urmăresc, toate cele bune, la mulți ani, și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim la fel de bucuroși când ne întâlnim și la... Da, este adevărat, stimați telespectatori, un om deosebit, așa cum îl știți pe Mihai Stoichiță. Nu l-am întrebat dacă are și o poreclă ceva, vi se spunea și altfel, sau Stoichiță doar? Știu de Stoichiță. Multe. Da, ia să ne spuneți câteva până în chem. Vă spun că este, da, este reprezentativă, cocoșilă. Ia. Că de ce? Nu, așa mi s-a spus, nu știu, întotdeauna m-am gândit oare de ce mi se spune că nu sunt cocoșilă, dar cocoșilă îmi spuneau toți. Îmi face mare plăcere, mare plăcere porecla, că poate mă duce către zona lui Marin Preda acolo, știi, și da, la Iocan acolo, Poiana, unde Cocoșilă era actor principal. Da, probabil. Vine să arăt tot timpul, știi, Cocoșilă, îmi spun apropiați. Cocoșilă, mă rog, nu mă deranjează absolut, ba chiar mă distrează teribil. Da. Stimați telespectatorii, după cum observați și dumneavoastră, un om deosebit, un om care ai putea să stai foarte mult timp lângă dumnealui și nu te saturi niciodată de poveștile, de pasiunile dumnealui, care ar trebui să ni le spună într-o secundă, că mai avem un minut, ce pasiune aveți în afară de fotbalul care v-a adus atâta valoare. Pasiunile mele deja au devenit obișnuință, deci fața mea care... Mă rog, mă bucur că există, da. Și tot ceea ce e în jurul meu e, într-adevăr, pasiune. Dacă vreți așa, superficială, pasiunea vieții mele e tenisul. Joc foarte mult, da, tenis, chiar și acum. Și tenis în care mă bucur de compania unor oameni extraordinari, știi? Nu numai din fotbal, nu numai, dar din toate domeniile. Mălăiele... Bigman, da? Tot joacă tenis și asta este un motiv de a ne întâlni și socializați foarte bine. A socializa, suntem foarte buni prieteni și a socializa practic din diferite domenii și mi-ar face plăcere o dată să vedeți uite, o să vin hazul zi, unei astfel de întâlniri, da, pentru că este totul o glumă continuă, știi, și este un prilej de bună dispoziție. Și bineînțeles și mișcare. Întotdeauna le spun telespectatorilor mei să facă cât mai multă mișcare, da, în continuă mișcare ca să se mențină. Domnule Mihai Stoichiță, mulțumesc foarte tare pentru că mi-ați dat prilejul să fac o emisiune așa frumoasă, o emisiune de poveste, spun eu. Să vă doresc multă sănătate, putere de muncă, pentru că ați pomenit și de fetița dumneavoastră, îi dorim mult succes și să fie sănătoasă toți copiii, împreună. Să, da, fie Doamne, toți sănătoși și bucuroși și fericiți. Da. Și mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut reală plăcere. Și mie, să știți.
Cu mare drag și altă dată. Da. Cu mare plăcere întotdeauna. Da. Încă o dată vă urez toate cele bune pentru anul care vine. La fel și noi. Stimați telespectatori, l-am avut alături de noi pe Mihai Stoichiță. Eu sunt Sidonia Iancu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. La revedere!